aproape de a traversa această perioadă foarte complicată. Iată că în puțină vreme vom fi liberi, un oarece nivel de libertate. Doamne ajută, de-abia așteptăm să se întâmple, să fim iarăși liberi, să revină normalitatea. Dar nu trebuie să uităm faptul că unii în această perioadă au muncit din greu, cu riscurile de rigoare, și mă refer în primul rând la medici care lucrează în spitalul Victor Babeș, spital din sectorul 3, având în atribuții fix problemele legate de această pandemie. Pentru medici, noi am pus la dispoziție 5 apartamente ale noastre, primăriei sector 3. Vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi medicilor, dar și sponsorilor care, iată, au înțeles acest moment și că trebuie să fim solidari și să contribuim fiecare dintre noi la normalitate. Chiar dacă ne aflăm spre finalul stării de urgență, activitatea în spitale, în spitalele de boli infecțioase, este la fel de intensă și atunci orice soluții care pot oferi un sprijin cadrelor medicale în această perioadă, cu siguranță sunt binevenite. Ne-am bucurat foarte mult pentru că inițiativa noastră a fost susținută de o serie de parteneri care mi s-au alăturat. Asociația Help Autism, IKEA România, Candy, Vivre, Philips, precum și Baustark și Palex Construcții. Cu toții ne-au sprijinit în ceea ce privește dotarea, amenajarea și lucrările de reparații și igienizare necesare în aceste apartamente, astfel încât totul a fost posibil și în scurt timp am reușit să le dăm în folosință. În zilele următoare, cadrele medicale din Spitalul Victor Babeș sunt așteptate și pot fi găzduite în aceste apartamente, unde o să le asigurăm totodată și hrană.